Starea de înșelare este starea de pierzanie sau de moarte veșnică. În cele ce urmează, vom vorbi despre sfatul dracilor, cum îi învață dracii pe oameni să amâne pocăința. Era un călugăr pustnic, ascet mare în pustie, în părțile Alexandriei, cu numele Ilarion, mare sihastru. Avea aproape 100 de ani. S-a rugat lui Dumnezeu câțiva ani de zile: Doamne, să-mi arăți și mie care este sfatul dracilor cu care ei câștigă cele mai multe suflete pentru împărăția iadului. Care-i meșteșugul lor și ce metodă are de a-i întoarce pe oameni de la calea cea bună pentru a-i face robi păcatului și a-i duce în iad? Cum câștigă ei mai multe suflete pentru iad decât îngerii păzitori pentru împărăția cerului? Și s-a rugat părintele un an, doi, trei și nu i-a răspuns Dumnezeu. Într-o noapte, stând el la rugăciune, în puterea nopții fiind, aude un glas: Ava, Ilarioane! Ce este, Doamne? Ia sfânta cruce în mână, ia toiagul tău, fă semnul crucii, ieși din chilie și mergi până în poiana din apropiere. Și când vei ajunge în poiană, stai lângă un copac acolo. Dar să nu te temi de ce vei vedea. Stai acolo și uită-te în mijlocul poienii până voi veni. El, când a auzit că l-a învățat să se înarmeze cu semnul crucii, a cunoscut că este de la Dumnezeu chemarea. Și s-a dus bătrânul, zicând în minte rugăciuni, și a ajuns în poiană. Era liniște mare, nu bătea vântul în noaptea aceea, numai luna și stelele se vedeau. S-a dus bătrânul călugăr lângă un copac și stătea luând aminte. Deodată vede că în mijlocul poienii apare un jilț, un tron împărătesc, parcă era de fulgere, ca para focului. Întâi scaunul a apărut și s-a minunat. După aceea, vede că vine Satana și se așează pe scaun. Avea umerii ca Nicovala, pielea lui era ca cerneala, cu peri ca de urs, cu ghiare puternice. Avea o coroană făcută numai din șerpi și ținea în mână un toiag în chip de balaur. Când l-a văzut, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci. Satana s-a așezat pe scaunul acela și a bătut de 3 ori din palme. Când a bătut, s-a umplut văzduhul de cete drăcești, pâlcuri de draci, mii și milioane. Unii, care păreau să fie cei mai mari, boieri de-ai iadului, stăteau aproape de el. Alții deasupra pădurii și alții prin văzduh, cât vedeai, numai cete drăcești. Când a văzut călugărul atât amar de iad acolo și atâția diavol, și-a adus aminte de cuvântul din chilie care i-a zis: Să nu te temi. S-a înarmat cu semnul Sfintei Cruci și stătea atent. Atunci, după ce s-au adunat cât nisipul mării, căci în toate părțile nu se vedeau decât cete de diavoli, s-a sculat Satana în picioare și a zis: V-am adunat în noaptea asta, în miezul nopții aici, căci vreau să fac un examen cu voi. Trebuie să dați un examen greu. Știți voi de ce v-am chemat? Și unul a zis: Stăpâne, nu știm. Iată de ce v-am chemat aici. Să iasă la raport fiecare dintre voi care știe cel mai bun meșteșug de a înșela oamenii și a-i aduce în împărăția mea. Și să-mi arate cum înșală el lumea și cum îl prostește pe om și îl înșală, de la duce la munca cea veșnică și la împărăția noastră. Vreau să văd care-i metoda, care-i meșteșugul vostru, că voi în toată lumea această treabă aveți, să înșelați sufletele oamenilor. Să vă văd cât de iscusiți sunteți voi în a înșela sufletele oamenilor. Cel ce mă lovește în gândire, dacă are să-mi spună un sfat cum înșală lumea, așa cum gândesc eu, îi voi da să conducă 3 minute iadul.
îl voi pune împărat 3 minute în locul meu și îl voi face mare general peste ceilalți." Atunci a ieșit unul din mulțime și a zis: "Să trăiești, întunecimea ta! Am venit să dau raport cum înșel eu pe oameni." "Ei, ia să vedem! Eu îi spun omului așa: măi, omule, mai du-te la biserică, mai postește, mai roagă-te, mai fă chiar și milostenie și alte fapte bune. Măi, dar nici cu dracul nu te strica, mai du-te la restaurant, mai mergi la crâșmă, la jocuri, la petreceri, la jocuri de noroc, ca și cu lumea asta să te mai veselești." Cu această metodă am înșelat pe foarte mulți. Le dau un gând, că altă putere n-am. Din iad, altă putere nu ni s-a dat nouă. Îngerii din rai au putere de la Dumnezeu să-i dea în gând omului să facă bine. Noi avem putere numai să-i dăm în gând omului să facă rău. Dacă să-l silim, nu putem, că omul are de sine stăpânirea lui dată de Dumnezeu. Nu putem cu sila să-l facem să păcătuiască, numai dacă-i prost și ne ascultă ce-i dăm în gând. Și așa am amăgit pe foarte mulți. Când ies de la biserică, unii se opresc la cărciumă. Acolo fiecare se întâlnește cu neamuri, cu prieteni, mai ia o țuică, mai ia un pahar, unul mai ia o țigară, mai vine un lăutar să-i mai cânte. Din cauza asta omul s-a împiedicat, nu i-a mai folosit nimic că a fost dimineața la biserică, căci seara s-a întors de la slujba noastră. Și tot așa fac cu fiecare. Și a întrebat Satana: pe mulți ai înșelat? Să trăiești, întunecimea ta, pe mulți! Ai înșelat pe cei mai proști decât tine, dar n-ai făcut nicio ispravă. De ce, întunecimea ta? Păi tu îi spui omului să mai meargă și la biserică, să mai meargă și la cârciumă, să meargă și la petreceri, să se mai roage, pe urmă să meargă la distracții nepermise. Dar Hristos îi spune de Evanghelie: nimeni nu poate sluji la doi domni, adică mie și lui. L-ai îndemnat tu. Poate omul n-a fost pregătit sufletește și se duce de câteva ori, dar după o vreme vine îngerul și îi dă în gând: măi, omule, nu poți umbla pe două cărări, ori cu dracul, ori cu Dumnezeu. Și omul, fiind cu frică de Dumnezeu, se lasă. Nu este mântuire umblând pe două căi. Ai pățit așa? Am pățit și așa, întunecimea ta. Vezi, ți-am spus eu că tu ai înșelat pe cei mai proști decât tine? Deci să știi că n-ai răspuns bine. Și a chemat pe un comandant din acei mari, un capitan, și a zis: ia-l în spate, du-l în adunare și dă-i 10 toiage pe spinare și să-l trimiți în fundul iadului, că-i prost. L-a bătut în loc să-i mulțumească. Nu i-a plăcut sfatul lui. Căuta altul mai bun. Și atunci iese altul la raport: să trăiești, întunecimea ta. Dacă nu te-i mulțumi eu, altul nu te mai mulțumește. E, să te văd, viteazule, cum te cheamă? Scărăbuță mă cheamă. Și cum înșel tu pe oameni? Iată cum măria ta. Eu îi spun omului așa: măi, omule, nu este Dumnezeu, nu este drac, nu este înger, nu este iad, nu este rai, nu este muncă veșnică, nu este slavă veșnică, totul este aici, în lumea asta. Dacă ai ce mânca și ce bea și ai femei și bani mulți, dacă ai cinste de la oameni, casă și bogății multe, aici este raiul. Și dacă n-ai, aici este iadul. Deci asta-i tot, cât e omul pe lumea asta. Și ai înșelat mulți? Mulți am înșelat, întunecimea ta. Ei, află că și tu ai înșelat pe cei mai proști decât tine. Știu eu că ai înșelat, dar pe cei proști, că pe cei ce știu scripturile nu poți să-i înșeli, pentru că scriptura îi spune omului că este Dumnezeu, că este drac, că este înger, este iad,
este rai, este muncă veșnică, este pedeapsă pentru păcat, este răsplată pentru faptă bună în ceruri. Scriptura este plină de acest fel de învățături, ci cei care o citesc n-o să te creadă pe tine niciodată. Ba și mai mult, Dumnezeu, când l-a sădit pe om, a pus în sufletul și trupul lui simțirea de Dumnezeu. Cât de păgân ar fi cineva, simte că este o putere nevăzută în sufletul lui și aceasta este conștiința. Conștiința îl mustră când face rău și îl bucură când face bine. Și glasul conștiinței nu poate fi un reflex al materiei, ceva material, că-i de natură nevăzută. Conștiința este glasul lui Dumnezeu în om și îndată ce a greșit, îl mustră. Uneori așa de tare îl mustră, dacă este păcatul mare, încât îl dă aproape în deznădejde. Se împlinește atunci cuvântul care spune în Psalmi: "Întru mustrări, pentru fără de lege, ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său." Adică se subție nădejdea ca pânza unui păianjen și de mare mustrare de cuget, maică-și pierde nădejdea. Conștiința, dacă se pătează cu multe păcate, așa de tare îl mustră pe om uneori, că se face lui această mustrare chinuirea chinurilor. Din cauza conștiinței nici nu poate mânca bine, nici nu mai poate dormi, nici pace nu mai are și nici nu se mai poate ruga. Conștiința roade, roade ca și cariul în lemn. De ce ai făcut și de ce ai mâniat pe Dumnezeu cu asemenea păcate? Deci, degeaba îi spui tu că nu-i Dumnezeu, căci conștiința îi spune, și după conștiință îi spune și Scriptura. Tu zici că îl înveți pe om că nu-i Dumnezeu, că nu-i drac, că nu-i înger, că nu-i iad, că nu-i rai, dar conștiința îi spune că este. Și Scriptura este plină de mărturii din care se arată că există Dumnezeu, că este înger, este muncă veșnică și este slavă veșnică. Deci și tu ești prost și nu aduci mare aport pentru împărăția iadului, nu aduci mare folos. Așa că și acest drac a pățit cum a pățit și cel din tâi, care se lăuda că a făcut mare ispravă. Adică în loc să-l laude, să-l facă mai mare peste multe cete de draci, l-a bătut și cu rușine l-a trimis în fundul iadului, că-i prost și nu știe să înșele pe oameni. A înșelat el, dar a înșelat prea puțin și prea puține suflete s-au dus la iad. Și acum, dintre cetele dracilor care erau de față, a chemat pe altul la raport. Și era o tăcere între pâlcurile dracilor și nu ieșea niciunul, că se temeau că vor păți ce au pățit ceilalți, că în loc de laudă îi bate și îi trimite în fundul iadului. Satana stătea pe scaun și aștepta să mai iasă unul la raport, zicând: "Dacă cel ce iese a treia oară mă lovește în gândire, adică îmi spune un plan de a câștiga suflete pentru împărăția iadului mai bun decât al celor doi care mi-au dat raportul mai înainte, atunci eu pe acela îl voi face general peste multe oștiri drăcești și îl voi pune să stea pe scaunul meu de împărat al iadului 3 minute. După ce a zis Satana așa, din pâlcurile cele nenumărate de draci, n-a vrut să mai iasă nimeni, pentru că se temeau să nu pățească ce au pățit ceilalți doi. Totuși, după un timp, iese unul ghebos cu 4 rânduri de coarne, un picior de rață și unul de cal. Avea semnele iadului pe frunte. Coada era lungă, de nu știu câți metri în urmă. Și când a ieșit, s-a dus înaintea Satanei, cum stătea pe scaun, acolo în mijlocul poienii, și i-a spus: "Să trăiești, întunecimea ta." Și Satana îl întreabă: "Cum te cheamă?" "Sarsailă mă cheamă." "Ehei, te văd bătrân și ghebos. Mi se pare că știi tu ceva meșteșuguri de a înșela suflete să le aduci în împărăția mea." Sarsailă a răspuns: "Nici întunecimea ta nu știi ce știu eu." "Bine, să te văd."
Mi se pare că ești mare meșter de a câștiga suflete. După cum ți-am spus în întunecimea ta, nici tu nu știi ce știu eu. Eu am un meșteșug, că am îmbătrânit în lupta cu sufletele oamenilor de atâtea mii de ani, prin care suflete multe se duc la iad. Cum cad primăvara fulgii de zăpadă, așa cobor eu suflete în iad în fiecare zi. Și cum ai reușit să aduci atâtea suflete la împărăția mea? Eu n-am să spun întunecimea ta, nici ca diavolul cel din tâi care a ieșit la raport, pentru că se întâmplă cum ai zis tu. Omul știe că nu poate sluji la doi demoni și îndată îl câștigă îngerul de partea lui. Dar nici n-am să-i spun omului ca celălalt prost că nu-i Dumnezeu, nu-i drac, nu-i înger, nu-i iad și așa mai departe. Nu, pentru că Scriptura spune că este Dumnezeu și drac și înger și iad. Eu atât îi spun omului. Măi, omule, este Dumnezeu, este drac, este înger, este muncă veșnică pentru păcat și este slavă veșnică pentru faptă bună. Dar mai ai vreme, ești prost, chiar de azi începi fapta bună? Iar dacă-i copil, îi spun: măi, băiete, tu de acum ai de trăit. Vine tinerețea și trebuie să te căsătorești. Trebuie să petreci în lume. Nu cumva să-ți pierzi tinerețea așa degeaba. Doar viața trebuie trăită. Iar dacă-i tânăr, îi spun: după ce te vei căsători și îți vei face o gospodărie, după aceea îi să începi fapta bună. Acum mănâncă, bea, distrează-te, fă toate răutățile, că doar ești tânăr. Te va ierta Dumnezeu, că El știe neputința omului. Pentru pocăință mai lasă pe mâine, lasă pe poimâine, lasă pe la anul mai încolo. Și așa îl învăț pe om să amâne pocăința de azi pe mâine, de mâine pe poimâine. Ce milostenie vrei să faci acum? Taci din gură, te pocăiești aproape de moarte. Vrei să postești acum? Să-ți cheltuiești sănătatea trupului? Lasă la bătrânețe, că postul este pentru cei bătrâni. Vrei să te rogi, să pierzi tu atâtea ceasuri rugându-te lui Dumnezeu? Apoi acum ai treabă. Iată, ai să crești copiii, ai de făcut casă și zestre la fete, ai de însurat și măritat, ai atâtea. Și îl încurc cu grijile vieții și tot îi spun: lasă pe altă dată. Sfânta Scriptură spune astfel: Duhul Sfânt îi trezește pe oameni zicând: astăzi de veți auzi glasul Lui, să nu vă învârtoșați inimile voastre. Și cum am spus, glasul lui Dumnezeu în om este conștiința, care îl mustră pentru păcat și îi spune: omule, părăsește păcatul, lasă-te de furat, lasă-te de curvit, lasă-te de înjurat, lasă-te de beție, lasă-te de fumat, lasă-te de lucruri rele, de pismă, de ceartă. Dumnezeu îi poruncește azi, iar noi îi spunem lui: nu astăzi, ci mâine, poi mâine, la bătrânețe. Și îi zicem așa: dă-mi mie ziua de azi și tu ia-o pe cea de mâine. Și așa este păcatul la om. Cum ai lua un cui mare și cu o bardă începe a-l bate într-un lemn de stejar uscat? Dacă îi dai un ciocan, două, trei, cuiul îl poți scoate ușor. Dacă îl bați pe jumătate, este mai greu. Iar dacă îl bați de tot, trebuie să crăpi lemnul. Așa-i și păcatul. Se bate în fire prin obișnuință. Și dacă omul nu lasă azi păcatul când este proaspăt, cu cât se învechește, cu atât mai greu se poate dezobișnui de dânsul. Văzut ai întunecimea ta în aramă rugina verde? Arama, dacă o curățai în fiecare zi, strălucea ca aurul. Însă dacă s-a lăsat ani de zile, a prins rugina verde și nu mai poți spăla cu nimic în lume, numai dacă o topești. Așa e și sufletul când îmbătrânește în păcat. Dacă nu a lăsat azi păcatul, să nu creadă că mâine sau poimâine îl va lăsa mai ușor, că pe măsură ce trece vremea,
păcatul se învechește, se bate în fire și obiceiul devine o a doua natură. Obișnuința se face o a doua fire și omul face păcatul vrând nevrând și cu mare nevoie se mai dezbară omul de păcat după ce s-a învechit în el. Și când l-am văzut pe om că s-a obișnuit cu păcatul un an, doi, zece, nu știu câți, este al meu pentru totdeauna. Și așa reușesc eu să înșel, că mii și milioane de oameni amână pocăința de azi pe mâine și toți se robesc de păcat. Căci păcatul care nu l-a lăsat azi, mâine, poimâine, prinde rădăcini și este tot mai greu. Iar când omul vrea să lase păcatul, păcatul se ridică cu mare putere asupra lui. Du-te și vezi în iad cât ți-am pogorât și pogor cu acest sfat. Atunci Satana a zis: bravo, cel mai bun sfat, să-l înveți pe om să amâne pocăința de azi pe mâine. Acum, pentru că m-ai lovit în gândire, îți voi da coroana și toiagul meu să stăpânești 3 minute iadul și toți să învățați de la el acest vicleșug, ca să aduceți cât mai multe suflete în împărăția mea, ca să se chinuiască cu noi în vecii vecilor. Călugărul, după ce a văzut și a auzit toate acestea, a văzut pe Satana că a bătut de 3 ori din palme și ca o scânteie s-a stins în văzduh și n-a mai văzut nimic, nici nu s-a mai auzit nimic. Și el a rămas uimit de cele ce a auzit și cum instruiește Satana pe ucenicii lui ca să-i învețe pe oameni să amâne pocăința. Atunci a venit îngerul Domnului și i-a zis: Ava Ilarioane, ce este, Doamne? De 3 ani de zile te rogi lui Dumnezeu ca să-ți arate cum înșală dracii pe oameni și cum îi duc în împărăția iadului. Iată, ai văzut cu ochii tăi și ai auzit cu urechile tale. Du-te la chilia ta, ia un caiet, pune mâna pe condei și scrie tot ce ai văzut, tot ce ai auzit cu urechile tale. Să rămână pentru neamurile ce vor veni acest meșteșug al Satanei, căci trebuie să știe toată lumea că cel mai bun sfat al dracilor de a câștiga suflete pentru împărăția iadului este de a-l învăța pe om să amâne fapta bună de azi pe mâine, de mâine pe poimâine, de la tinerețe la bătrânețe, pe patul morții, și așa să-i ducă pe toți în iad. Diavolii și-au dezlănțuit toată mânia lor asupra oamenilor care sunt creați după chipul lui Dumnezeu, plămada mâinilor sale. Toate eforturile lor sunt îndreptate pentru a aduce cât mai multe suflete omenești în iad.